Investiția depășește 26 de milioane de lei, inclusiv TVA, și va fi realizată integral cu fonduri de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Din bugetul local vor fi repartizate fonduri doar pentru amenajările exterioare și racordul la rețelele de utilități, iluminat public, amenajarea de alei de acces și spații verzi. O primă tranșă din banii, respectiv 5 milioane de lei, a fost virată deja de Ministerul Dezvoltării în contul autorităților locale, urmând ca suma să fie suplimentată în cazul în care ritmul lucrărilor va fi unul alert și va depăși estimările pentru acest an.